Într-un târziu m-am trezit și eu, frate, că dormeam până mâine să-mi bat picioarele. Acât de nașpa sunt pastilele astea. În sensul că îți dau somnolență multă și te fac să dormi calm, te fac să dormi mult. Dar m-am trezit și eu în sfântul final. Și hai să testăm harta aia de la Zombies. La World War Z Aftermath. Asta cum îi zice. Să testăm hărțulia aia cu New York-ul. Tare eram cu eu să fac cum e. La voi și... Mai e la... Plecătura taică-su. Nu pot să vorbesc cu ea acum. Dar în rest mă descurc tot ce pot. Mai trimite bani, mai ajută. Și asta e tot ceea ce contează. Bun. Și faptul că ies în... Ia, bine. Om, acum arată zombie ăștia să-mi bat picioarele. Cu o buza mâncată de sus. Holy shit, arată zombies, man. Dar e mișto că poți să joci în first person. De aia l-am și luat. Ca altfel, dacă nu avea first person, nu era fan jocul ăsta. În first person e mult mai fan. Că vezi animațiile când încarcă arma, vezi mai multe detalii de genul ăsta. Și e mișto care hărțile aia, New York, Jerusalem și alte hărți de genul ăsta la Horde mod. Că au băgat hărți noi. Că dacă lăsau o singură hartă la Horde mod, nu m-ar fi tentat așa de mult să-l joc. Tocmai pentru că au băgat hărțile astea, se merită să-l joci pe Horde mod. O să jucăm New York-ul, bineînțeles. Prima hartă care eu am în listă, care eu am în considerare acum. Nu mai să și încarce odată că i-am pus detaliile pe medium. Am descăpat-o fi de la detalii. Problema cu FPS-ul. Că asta nu are voie să meargă sacadat. Asta ar trebui să meargă fluent, fără niciun fel de probleme. Mari, mă refer. Hai să zicem că mai are vreun scobon, mai scapă vreun FPS, două pe acolo, dar în rest să meargă, frate. Un pic connected in the World War Services aici, să dau skip la prostia asta. Eu nu folosesc internetul ca să joc pe net jocul ăsta în co-op. Eu joc single player cu boți, bineînțeles. Bun, co-op campaign, offline, horde mod, New York, normal. Oh, nice! O, ce pistoare asta. Holy shit. Mamă, ești nebun la cap. Holy shit, nigga. Așa, încarcă repede. Acum toată filozofia este să mă bage pe hartă.
Așa, frate. Nu, parcă merge mai bine. Rigida porteria. Mă, dar ce-i cu FPS-ul ăsta cu aia? Că doar l-am instalat pe SSD în pana mea. Poate că trebuia să-l instalez pe HDD. Poate că asta e problema. Vedeți voi? Pe SSD văd că merge execrabil. Execrabil merge. Da, o să-l instalez pe HDD. Nu, nicio șansă. Nicio șansă să joc pe SSD. Pe SSD face figuri, frate. Pe HDD cred că o să meargă mult mai bine. Asta nu e un joc să-l instalez pe SSD. Asta nu e joc să-l instalez pe SSD. Asta e joc de HDD. Clar, din cauza hardului. De-aia se mișcă în halul ăsta de execrabil. Eu știu că l-am avut instalat pe HDD și mi-a mers foarte bine. N-am avut jocul ăsta niciodată instalat pe SSD. Pentru că am avut spațiu, l-am instalat pe SSD, de am zis că poate o să meargă mai bine, dar se pare că nu e de la asta, e de la hard disk. Uitați-vă și voi. Deci merge execrabil. Nu am cum să-l loc așa, cu sacadările alea, cu lagul ăla, nu am cum. Bă, gândește, tati. Bun. Instalez pe HDD. Dați un pic să... să... dezinstalez de pe SSD. Mamă, când dau două refresh-uri, stau o oră până aici de refresh în pula mea. Come on, dude. What the fuck is wrong with this PC? Unde știu un gata cu delay? Control panel. Până își devine memoria la asta, pana mea. Jocul ăsta nu mănâncă resurse multe. Dar problema e că... problema e că... v-am zis care. Da, să șterg Overkill's The Walking Dead, care are o tâmpenie de joc. Overkill's. Overkill's The Walking Dead. No Sanctuary. O ștergem. Hai, bă, tata. Gândește. Hai, gândește, gândește. Bagă-i. Gândește, bă, tata, bă.
stresează rugând. Că de gândi, gândește el. Bun. Așa. Ia să vedem. Undead Wilderness. Dar să ștergem prostia asta. Așa. Goat Simulator 3 Fit Gully Pack. Ștergem și asta. Overkill The Walking Dead 9 Century. Ștergem și imaginea asta. 94. Așa. Bun. Ok. Bine, bă, să te instalăm pe hartă. F-Games vor vărți. Așa. Gata. Și lăsăm să te instalezi. Bă.
Aveți puțin de răbdare, că se instalează imediat și jucăm, da. Să vedem cum o să fie pe hard disk, că nu poate să fie la fel. Ba, picioarele.
Așa, gata, s-a instalat. Slavă Domnului că s-a instalat. World War Z, așa, VVZ. Bun. World War Z. Am făcut shortcut pe desktop. Bun. Așa. Bun, acum ar trebui să meargă. Să sperăm că o să meargă. Că tare mult îmi doresc să joc jocul ăsta pe Horde mod. Încarcă oțelul mai repede și mai puțin s-a catat. Dar speram, nu știu ce să zic. Dar din prima am încărcat tot din nou. Speranțe, pumnii strângi. Acum să vedem. Fratele meu. Acum să vedem. Loading level, joining server. What the fuck? Hai.
Hai cu tata. Bun. Da. Diferență, frate. Diferență, frate. E o diferență, cum să nu fie o diferență? Tot așa nașpa se mișcă, dar parcă mai bine puțin. Parcă mai bine puțin, frate. Mult mai bine. Go for headshots! Okay. Da. Careful! We've got a jumper! Da, prietenar! Da, prietenar! Da, prietenar! Se mișcă mult mai bine! Stați un pic să dăm detaliile pe maxim. Oh, fuck. The game restart is required. Deci asta nu înțeleg cu aia, deci îmi cere să dau restart la game. Ca să se aplice detaliile respective. Nu înțeleg de ce îmi cere să dau restart la game, dar mă rog, eu dau restart. Acum trebuie să meargă și pe high. Da, de vine era SSD-ul, frate. Pe SSD nu faci treaba cu jocul ăsta, cel puțin, și cu anumite jocuri. Poate că și Sengoku Dynasty mi-ar merge mai bine dacă l-aș instala pe HDD. Cine știe? Cine știe? O să fac experiment și cu ăla pe HDD. Poate o să merg mai bine decât pe SSD. Who knows? Maybe it will run smoother on my SSD or my HDD. Abo Paramount Moti. Așa, 10.000 de chestii. Fomot, Havoc. Da, bă. Am înțeles cu aia.
Hormut, New York, normal. Nu, așa. Bun, New York. New York, 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 New York. Pula mea, mai dau o țigară până încarc. Bă. E acum calitate, fra. Se vede și se mișcă bine. Se vede bine, se mișcă bine. Asta e tot ceea ce contează. Se pare că tot hardul, cu hardul mă scot mai bine decât cu SSD-ul. SSD-ul e foarte problematic. Careful. În ultima perioadă. HDD-ul e mult mai ok decât SSD-ul. Haideți, bă, jos. Ok, bă. Wow, what's with this FPS?
aruncați cu explozibili. Mă rog, nu se aude... aparente probleme cu sunetul. Wave 1 completed. Bun, probleme cu FPS-ul. Aparente probleme cu FPS-ul. Nu cu FPS-ul, cu sunetul la arme. Uite aici. Chase weaponry 150. Reloading. They don't see us. Stay quiet. 165. Hider nearby. Wave 2 in progress. Progress. Drop the hazmat. Explosive ammo. They're coming in. Mamă, ce acolo, frate. Cu un cat și-și rup gâtul pe acolo, frate. Vin pe-n partea aia. Bă. Keep your eyes peeled, something's off. The screamer is calling it more. Okay. I'm reloading. Anyone got meds? Bring that screamer down. Don't count me out yet. This'll be fine. Repeating rifle. You're picking better. The screamer is calling it more! Reloading! Stay close. Okay. Wave 3 in progress. Do not let them through! Ia uite-i bă, frate. Cum vin. Down.
Așa. Who's got meds? Does anyone have meds? Hunter, nearby. Somebody! We've got one down! I need help! They're on me! I need some meds! Cover me! I'm reloading! Help! Wow, they killed me. We've three completed. We're not done here. Keep your eyes peeled, something's off. Gosh. It hurts too much. No over worries. Here! We can get through. Who's got meds? Good to go. Take a look. I can make this work. Okay. Wave 4 in progress. Ajuns deja la Wave 4 aici. They're coming in! Lați un pic. Facem deploy. It's not much. But it could be the difference. I don't have much time! Help! Meds! Please! Hang on. We are coming to help! I'm hurt! Can't get up! Does anyone have meds? Anyone got meds? You got a jump. The screamer is calling in more! Don't count me out yet. You see that infector? No, mai ești nebun la cap. Meds! Help! I can't get out! On your feet. I want hands on the gate now. Who's got meds? Bun.
One map done. Bărbă, omule, să-mi fumez și altă jumătate de țigară. Bun, Hormone, New York, Waves Clear 3. Ok. Back. Yes. Campaign. Offline, Hormone. Jerusalem. South Korea. Jerusalem. Survive the zombie onslaught as long as you can. I'm trying. Reinforce the perimeter around the bus station. It's up.
Bom. Primul but al hărții. Progress. Merge să-mi iau One of them is hiding. Ce pot să zic, frate? N-am nici muniție, n-am nici nimic. Uite un healing kit.
Does anyone have meds? Mamă, la un pas era, frate. Please. I need meds. La un pas de meds eram, să-mi bag picioarele. Jos. Două wave-uri aici față de patru cât am supraviețuit pe cealaltă hartă. Două wave-uri, frate. Și acum încercăm și Hormodexel-ul. Excel, Rome. Asta e ultimul update. Hormod Excel, harta nouă pentru Hormod Excel. Până Roma. Roma! Da, o să încerc și celălalt joc pe HDD să văd dacă e vreo diferență. Deși ar trebui să fie o diferență, dar să vedem acum. O să încerc Sengoku Dynasty de pe HDD să vedem cum merge pe HDD. Dacă merge la fel de prost, o să-l instalez, o să-l las pe SSD. Dar noi încercăm, facem experimente. Pentru că ăsta e scopul canalului nostru, să vă arăt ce merge și ce nu merge. Și pe ce merge. Ca să știți și voi unde vin instalați. În caz că aveți SSD. Deci jocul ăsta nu-l instalați pe SSD. Pentru că o să vă meargă sacadat ca măsă. Și așa mai are unele scăpări de FPS. Dar... vă zic eu că dacă l-am instalat pe SSD, o să vă meargă execrabil. Deci nu o să puteți să-l jucați. Efectiv, este de nejucat pe SSD. Jocul ăsta. Nu, lăsați-l pe HDD. Lăsați-l pe HDD dacă aveți, că trebuie tot să aveți un HDD. Nu se poate. Și îl băgați. Disconnected? What the fuck? Tu uite că nu sunt pe net. Că disconecte, dau și tu. Am zis ready. Așa, loading level. Mamă, și să apară și Judgment. Holy shit.
Abia aștept să-l joc pe ăla. Judgment cu bătăi, cu dalea. Și mecherie, frate. Coloseu. Da, o las pe asta să repete aici ca proasta. Și eu mă duc la o țigară. What the fuck, dude? Ok. Legi de forum position. Ok. Ok, ce cu FPS-ul ăsta în pula mea? Hai bă, revinu-ați, fratele meu. Mamă, coaie, ești nebun, ce FPS să-mi va pula. E mai rău pe HD, de frate. Așa.
sau poate fi mai bine, cine știe, nu știu. Nu știu, frate, ce să zic. They're coming in! Cu variațiile astea de FPS e discutabil, foarte discutabil. Hazmat suit. Bun. Așa. Do not make noise. Okay. Wave 2. We're going to get hit hard. Asha. We're going to survive. We'll need supplies to fortify our emergency defenses. Okay, medkits. Keep the noise down. Begin battle. Take a look. We got a bull. Do not let them through. Tamo na području što je. It's got me. I see a big one. Anyone got meds? I don't have much time. We are coming to help. Okay. Who's got meds? I'm dying down here. Hai bă, fratele meu, pe toți ne rupe. Help me up.
Da, două wave-uri. M-au transformat în zombie. Băga bași. Picioarele în gât. Dați un pic să mă duc la lapte pentru cafea. Că n-am lapte pentru cafea. Bă.
Așa, hai să vedem. Bă, o să-mi se încarce. Să vedem dacă am făcut vreo ispravă cu hardul, dacă am reușit să transferăm pe hard. Iar au voci, by the way. Totul mă și doi bani să rămâne, zine, ți-l bem. A, același căcaturi. Trebuie să-mi iau pastilele iar. Dă-mi și picioarele. Vreau doar să văd dacă merge mai bine pe hard. Dacă nu, o să pun apoi pe SSD.
Da, nu merge bine pe hartă. Până acum am încărcat deja salvarea. Deci asta nu merge bine pe hard disk. Asta trebuie pe SSD. Dacă până acum asta se încarce.
Sengoku Dynasty. Ok. Bun, să se copieze asta înapoi pe SSD, dar nicio șansă să meargă pe HDD, nicio șansă.
Overkill Witching Hour. Tikamun Brass Birmingham. Brass Birmingham. Yeah, you want games that let's not get C. So the Triad C. Zombie Soup. Zombie Soup. Auzi tu, Doamne ferește și păzește. Doamne ferește. Stops the zombie. A zombie, whatever, whatever. Ne oprim aici cât sunt mai pastilele, că mi se repetă în cap. Tot un Don Vilbem și tot un Max și doi bas să rămâne, țineți Vilbem, pe body cu Vilbem. Bărbă, până atunci poate apare Judgment. Să le iau și eu de pe torrent să văd cum e.